Organizatorii concursului național Călușul Românesc au ținut să marcheze succesul ediției jubiliare printr-o întâlnire festivă găzduită de Consiliul Județean Olt. Cu această ocazie s-au făcut destăinuiri și s-au tras concluzii. Suntem foarte mulți care organizăm festivalul de folclor și aducem aminte că în urmă cu 20 de ani, bugetele noastre erau alocate de Ministerul Educației. Comunitățile locale veneau cu puțin bani. Astăzi, rolurile sunt schimbate. Noi am avut 11.000 de la Ministerul Educației, foarte puțin pentru organizarea unei astfel de manifestări. Autoritățile locale și județene au promis că vor fi alături de organizatorii acestui concurs care vrea să ducă mai departe frumusețea dansului popular românesc în general și a celui oltenesc în special. Își duc mai departe tradițiile și obiceiurile cu pasiune și ceea ce am văzut aseară, fiind și anul centenarului și fiind ediție dedicată centenarului pe Esplanadă, chiar a fost emoționant și cred că pe toți ne-a umplut de bucurie. Felicit și eu, încă o dată, organizatorii, felicit atât pe domnul Iuță Brăileanu, cât și pe inspectorul general. Încântat de ceea ce s-a întâmplat în reședința Oltului, a fost și Neamărin, vedeta juriului acestei ediții. El a încurajat autoritățile să susțină această manifestare culturală de înaltă ținută. Dacă avem tradiții, eu zic că trebuie să le păstrăm. Și e un lucru normal și ceea ce faceți dumneavoastră. Adică felicitările sunt binevenite. Dar ceea ce faceți, eu cred că e un lucru care trebuie să facă toate județele României. La finalul întâlnirii, instituțiile care au contribuit la buna desfășurare a concursului național Călușul Românesc au primit din partea organizatorilor câte o diplomă. Printre acestea s-au aflat și reprezentanții mass media.